Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Angela Gonța, vă invit la știrile TV8, iată care sunt principalele evenimente ale zilei. Încă o încercare de a-i convinge pe fermieri să renunțe la proteste. Ministerul Agriculturii propune crearea unui grup de lucru care să examineze situația agricultorilor aflați în prag de faliment. Deputatul Alexandru Nesterovski a fost eliberat din penitenciar și plasat în arest la domiciliu. El s-a aflat timp de 2 luni după gratii, inclusiv la alegerile din 5 noiembrie, când a candidat pentru primăria Bălți. Ultimii moldoveni care au solicitat evacuarea din fâșia Gaza au ajuns la Chișinău. Este vorba despre 8 persoane, mame cu copii, care au aterizat astăzi pe aeroportul din Chișinău. Finlanda își închide temporar mai multe puncte de trecere a frontierei cu Federația Rusă. Ministerul de Externe a emis o alertă de călătorie în urma deciziei autorităților finlandeze. După 2 luni petrecute în penitenciar, deputatul Alexandru Nesterovski a fost eliberat și plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Decizia a fost pronunțată în această după-amiază de magistrații judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana. Vestea a fost întâmpinată cu aplauze din partea rudelor deputatului, care îl așteptau pe holul instanței. Acesta s-a aflat în penitenciar timp de 2 luni, inclusiv în ziua alegerilor din 5 noiembrie, când a figurat pe lista candidaților pentru primăria Bălți. Deși nu a făcut campanie electorală și a fost după gratii, chiar și în ziua scrutinului, acesta a acumulat 4% din voturi. Amintim că deputații Alexandru Nesterovski și Irina Lozovan au fost reținuți la 21 septembrie, fiind acuzați că ar fi acceptat finanțarea ilegală a unui partid politic din partea grupului criminal Șor, dar și spălare de bani și corupere pasivă. Irina Lozovan este cercetată în stare de libertate, dosarul pe numele ei fiind deja expediat în instanță, iar ieri a avut loc ședința preliminară. Cei doi deputați neagă acuzațiile și spun că dosarul este o comandă politică. Candidata susținută de Partidul Șansa, Arina Corșicova, rămâne în afara cursei electorale. Decizia a fost luată în această după-amiază de magistrații Curții de Apel Bălți. Avocații Arinei Corșicova anunță că vor contesta decizia la Curtea Supremă de Justiție. Colegiul civil decide. Respinge apelul declarat de Corșicova Arina împotriva hotărârii judecătorii Bălți Sediu Central din 13 noiembrie 2023 emis în cauza civilă cerere de chemare judecată înaintată de Corșicova Arina împotriva Consiliului Electoral al circumscripției electorale municipale Bălți numărul 2 privind anularea hotărârii numărul 239 din 7 noiembrie 2023 obligarea restabilirii în drepturile sale electorale. Decizia este executorie, însă poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție. O să vedem hotărârea motivată, decizia motivată a instanței de judecată și normal ca să o contestăm. Nu este o noutate pentru noi, noi am așteptat așa o hotărâre. În primul tur, Arina Corșicova, considerată candidat de rezervă a Partidului Șansă, susținut de fugarul Ilan Șor, a acumulat mai mult de 21% din voturi la alegerile pentru funcția de primar în municipiul Bălți. La 2 zile după scrutin, aceasta a fost scoasă din cursa electorală, potrivit Consiliului Electoral al circumscripției Bălți. În urma examinării contestațiilor depuse de contracandidați, s-a constatat că Arina Corșicova a comis mai multe încălcări, inclusiv depășirea plafonului fondului electoral. În plus, poliția examinează și multiple cazuri de corupere a alegătorilor. Potrivit oamenilor legii, în unele cazuri s-ar fi oferit chiar și până la 300 de dolari pentru un vot. Acum 4 zile, magistrații judecătoriei Bălți au menținut decizia Consiliului Electoral de circumscripție, decizia fiind contestată la Curtea de Apel Bălți. Cererea privind excluderea din cursa electorală a Arinei Corșicova a fost depusă de Ștefan Gligor și candidatul susținut de Partidul Schimbării pentru primăria Bălți, Nicolae Grigoriș.
Socialiștii sunt deciși să nu facă nicio coaliție politică în Consiliul Municipal Chișinău. Ei au câștigat 6 foturi de consilieri și dacă s-ar uni cu PAS ori MAN, ar putea asigura numărul necesar de voturi pentru luarea deciziilor în CMC. În caz contrar, am putea avea un blocaj politic în Consiliul Municipal. Între timp, aseară, la Cutia Neagră de la TV8, socialistul Adrian Lebedinski a anunțat că renunță la mandatul de deputat în favoarea celui de consilier municipal. Au rămas câteva zile și scăp de parlamentul nostru și o să... Și vă duceți în Consiliu? Aduc în Consiliu Municipal să văd care e situația acolo. Uh-huh. Deci renunțați la mandatul de deputat. Da, în orice caz am vorbit cu colegii că de asta și-am candidat, pentru da. Ca să rămân acolo, să lucrez pentru Chișinău. Potrivit lui Adrian Lebedinski, în viitorul CMC va intra și fostul șef de stat Igor Dodon, iar în privința candidatului socialiștilor la primărie Adrian Albu nu a fost luată deocamdată o decizie. Cele 6 mandate ale socialiștilor din CMC vor fi decisive în contextul în care MAN și PAS au câte 20 de fotolii, iar pentru a trece un proiect în Consiliu este nevoie de 26 de voturi. Chiar și așa, deocamdată, socialiștii spun că nu vor bate palma cu alte fracțiuni. În Consiliul Municipal e cu tot altceva. Aici se votează pentru fiecare proiect în parte, în dependență de care este aportul pentru chișinăuieni. Dacă vine un proiect de decizie care aduce o post-valoare, atunci indiferent cu cine votez, cu MAN, cu PAS-ul, poți votez cu oricine. Dar dacă vine unul care e evident, e destructiv, atunci nu votez nici cu unul, nici cu altul. Deci dumneavoastră nu veți opta pentru o majoritate cu cineva, o coaliție în Consiliul Municipal. Dar nu văd sens să faci coaliții în cadrul municipiul Chișinău. Acest lucru ar putea crea un blocaj politic în structura municipală, cum s-a întâmplat și în anii precedenți, când Ion Ceban acuza consilierii pentru faptul că intenționat nu ar vota proiecte după plecarea lui din PSRM și crearea MAN. Între timp, Partidul Acțiune și Solidaritate spune că săptămâna viitoare se vor întruni într-o ședință pentru a discuta eventuale colaborări în CMC. Totuși, în lista albă nu se va regăsi și formațiunea lui Ion Ceban, pentru că poziția PAS este că primarul ales ar face jocul Kremlinului. Lucru negat de Ceban, care se declară drept pro-european. Acum nu prea ai ce discuta. Ion Ceban, bănuiesc că se discută direct cu domnul Ceban. Mi-a să doar înțelegi că MAN asta e partidul unui man. Păi înțeleg, da. Deci eu am spus, e un teatru a unui singur actor. Acum vom avea grijă și avem cât de cât un număr de voturi confortabil pentru a fi parte inevitabil a acestor consilii de observație și nu o să mai fie acea apă canal cu niște proiecte exagerate care duc întreprinderea în faliment. La începutul acestei săptămâni, primarul ales Ion Ceban a organizat o conferință de presă la care s-a declarat deschis să colaboreze cu toate formațiunile din CMC. După scrutinul din 5 noiembrie în Consiliul Municipal ar accede reprezentanții ai 7 partide, câte 20 de la MAN și PAS, 6 socialiști, 2 comuniști și câte unul de la Platforma DA, Partidul Nostru și formațiunea Renaștere afiliată lui Șor. Pe ultima sută de metri, înainte de protestele masive anunțate de fermieri, Ministerul Agriculturii propune crearea unui grup de lucru care să examineze situația agricultorilor care se află în prag de faliment. Astfel, aceștia ar putea depune dosare, iar statul să intervină pentru ca agricultorii să-și poată reeșaluna împrumuturile și să nu fie presați de creditori să plătească penalități pentru întârzieri. Subiectul a fost discutat la minister cu Vladimir Bolea. Acesta le-a declarat agricultorilor că va avea o vedere și cu premierul Dorin Recean pentru a le analiza solicitările. Fermierii au fost invitați la Ministerul Agriculturii pentru a discuta cu ministrul Vladimir Bolea. Se întâmplă cu câteva zile înainte ca aceștia să reia protestele și să vină cu tehnica agricolă spre Chișinău. Agricultorii cer să fie introdus prin decizia Comisiei pentru Situații Excepționale un moratoriu la calcularea penalităților pe care le au față de creditori și să fie aprobate plăți directe la hectar pentru porumb și floarea soarelui. De cealaltă parte, Ministerul Agriculturii propune crearea unui grup de lucru care să examineze
cazurile fermierilor care se află în prag de faliment. Aceștia vor fi ajutați să le fie reeșalonate creditele și să nu plătească penalități pentru întârzieri. Din comisie vor face parte mai multe instituții precum Ministerul Agriculturii, Ministerul Economiei și cel al Finanțelor și Banca Națională, iar dosarele vor putea fi depuse de agricultori la direcțiile raionale. Da. Scrie, eu am datorii la X, la Z, atât am la bancă, atât am roadă debitor. Nu, asta poate fi săptămâna viitoare. Fermierii spun că acest grup de lucru nu va aduce rezultatele scontate și doar va trage de timp. Sunt spus așa, închideți datorie și pe urmă chiar să vorbim. Asta se referă și la ești companii mai mari și la ești mai mici. Nici o vorbă, am o listă de reșelonare, nici cu bați mari. Păi și le spun, noi nu putem să încălcăm cerințele. Și iar ca cei ce vorbim noi, n-a să aducă. Eu văd că n-a să aducă la nimic. Haideți să încercăm. Noi trebuie să vedem care este starea de lucru de fapt. Din ce este alcătuită datoria pe care el nu poate plăti, cum s-a format ea și este consecința la ce. Evident că noi trebuie să luăm măsuri ca el să nu fie executat anul curent, să aibă dreptul la reeșalonare, să nu fie executat nici de către cei care au luat și i-au dat și au livrat lui diferit tipuri de input. Asta ia foarte mult timp până se creează grupul de lucru, până se analizează asta, noi ajungem în 2024, când deja majoritatea va fi executat silit. Motorina nu este nici intrat în țară, el nici nu știe dacă o să ajungă în țară și când o să ajungă și, nu, și ce e ca anul 2023 nu o să ajungă, asta e evident. Ei nici nu știu cum să o stocheze. Cu atât mai mult cu acele 200 de milioane, iarăși nu este claritate. Totuși, fermierii nu sunt categoric împotriva acestei inițiative, dar consideră că aceasta ar trebui implementată prin intermediul Comisiei Situației Excepționale. Dacă ne rezumăm doar acest grup de lucru, o să fie pierdere de timp. Grupul nu va fi recunoscut de mai mulți creditori, că împuternicirile nu sunt clare și totodată nu este oprit procesul de falimentare, executare și mă tem că mare majoritate creditorilor nici n-a să atragă atenția la această comisie. Agricultorii spun că nu renunță la proteste și vor aștepta până în ultimul moment o decizie clară de ajutor din partea autorităților. Este o problemă și care vrem să o rezolvăm, dacă nu vom fi auziți pe data de 22, vom fi nevoiți să venim la Chișinău. Noi nu ne dorim asta, dar problema este de așa natură și problema care o avem noi poate fi rezolvată non-financiar. Săptămâna trecută, fermierii au anunțat că vor relua protestele masive cu tehnică agricolă. Aceștia au preconizat că 1000 de agricultori cu 500 de unități de tehnică sunt pregătiți să vină în Piața Marii Adunări Naționale. De cealaltă parte, ministrul Agriculturii Vladimir Bolea a spus că până în prezent guvernul a făcut tot posibilul și chiar imposibilul pentru susținerea ramurii. În acest an, fondul de subvenționare a fost majorat cu 1,8 miliarde de lei, iar de săptămâna viitoare vor fi depursate cele 200 de milioane de lei pentru 2400 de fermieri micro și mici care au avut pierderi în 2022 la culturile de primă grupă, grâu, orz și rapiță. Câinele președinției Codruț a ajuns vedetă în presa internațională după ce l-a mușcat pe liderul de la Viena, aflat într-o vizită oficială la Chișinău. Președintele Austriei a venit și cu explicații. Nu wüsste arme aufgrund der vielen Menschen rundherum, aber es ist alles halb so wild. Oficialul s-a plecat să mângâie animalul, însă acesta nu a părut prea încântat și l-a mușcat. Alte detalii vă spunem imediat. Ședință cu scântei la Comrat, deputații socialiști din Adunarea Populară a Găgăuzii au cerut ca autonomia să condamne public autoritățile de la Chișinău pentru aderarea la sancțiunile împotriva Federației Ruse. Ei l-au acuzat pe președintele adunării de inacțiune și lipsă de reacție, inclusiv la subiectul închiderii mai multor posturi TV și site-uri rusești. La Găgăuzii, Rusia Federația Государство не враждебное, наоборот, дружественное. Почему наш орган политический, которого находится в руководстве, вы являетесь руководителем Народного собрания, у вас нет никаких инициатив по этому поводу, почему нет заявления Президиума Народного собрания, почему мы не собираемся по этому поводу, и мы должны показать свое четкое понимание по этому вопросу.
Вы конкретный вопрос какой? Я хочу поставить на повестку осуждение действий центральных властей по отношению к Российской Федерации. Мы никаких Гагаузия, Народное собрание не хочет никаких санкций вводить против Российской Федерации. Deputații socialiști au mai propus ca autonomia găgăuză să nu adere la aceste sancțiuni. Totuși, după mai bine de o oră de certuri și acuzații reciproce, nu s-a acumulat numărul suficient de voturi pentru a introduce solicitarea pe ordinea de zi. Am cerut o reacție de la guvern, dar nu am primit deocamdată un răspuns. Discuțiile vin după ce acum două zile ministrul de externe a anunțat că țara noastră s-a aliniat la 4 din 6 pachete de sancțiuni ale UE împotriva Rusiei. În 2023, Moldova și-a început alinierea treptată la unele dintre măsurile restrictive ale UE care vizează activitățile Rusiei și cetățenilor ruși în străinătate. Printre acestea se numără două decizii ale Consiliului Uniunii Europene care vizează grupul Wagner în cadrul regimului de sancțiuni globale pentru drepturile omului, precum și măsurile restrictive ca răspuns la ocuparea sau anexarea de către Federația Rusă a anumitor zone ale Ucrainei. Ultimii cetățeni ai Republicii Moldova care au solicitat evacuarea din fâșia Gaza au ajuns la Chișinău. Vorbim despre 8 moldoveni, mame cu copii, care au aterizat astăzi pe aeroportul internațional Chișinău. Cu lacrimi în ochi, femeile ne-au povestit cât de complicat a fost drumul până la punctul de trecere Rafah, dar și cât de grea a fost despărțirea de cei dragi care au rămas în enclavă. Lucia, una din moldovencele care au ajuns astăzi la Chișinău cu o cursă specială, abia și-a putut stăpâni emoțiile. Femeia ne-a spus cât de grea a fost perioada până la evacuarea din enclavă. Totul este distrus, într-o situație dificilă, nu este apă, nu este mâncare. Noi nu știm în care casă va arunca o bombă, în care casă. Nu este un coridor anume că de siguranță, că noi știm concret că pe drumul ăsta noi putem să ne deplasăm spre punctul de trecere Rafah. Și din cauza că chiar dacă se făcea o listă a tuturor persoanelor străine care trebuiau să treacă la punctul Rafah, nu era posibilitate din cauza că nu e legătură telefonică și nu este internet și nu este lumină și în general în Gaza nu e viață. Mariana Cojocaru este stabilită de 24 de ani în fâșia Gaza. Femeia ne-a povestit că a reușit să-și părăsească locuința cu puțin timp înainte ca în regiune să intre tancurile armatei israeliene. Noi locuiam chiar în sectorul Gaza, unde a fost distrus totul. A fost distrus. Am putut pleca cu puțin mai înainte până ce au intrat tancurile. Am venit cu copiii, fiicele mele, două, și a rămas soțul meu. Cât de des duceți legătura? Nu avem legătură. Dacă se poate, eu vreau să rog cine ne-a ajutat să venim aici pe noi, să ajute și soții noștri, că sunt membri de familie și sunt foarte dragi pentru noi, dar foarte mult pentru copii. Să nu rămână ei orfani. Evacuarea membrilor de familie rămași în fâșia Gaza este o procedură mult mai complicată din moment ce aceștia nu dispun de cetățenia Republicii Moldova, având doar documente ale statului Palestina. Momentan examinăm opțiunea asta, vedem. Pentru noi, în mod prioritar, era evacuarea cetățenilor noștri moldoveni. Toată informația urma să fie aprobată, da, și să existe o aprobare specială prealabilă ca să poată fi autorizată trecerea frontierii Rafah. Pentru membrii de familie, deci e etapa a doua care urmează să o examinăm. Odată cu ultimii moldoveni care au cerut evacuarea din fâșia Gaza, la Chișinău a revenit și consulul care a asigurat preluarea cetățenilor noștri de la punctul de trecere Rafah. Nicolae Cojocaru a fost cel care i-a ajutat cu perfectarea actelor pe moldovenii cu documentele expirate. Pentru deplasarea în zona Rafah era necesar de o permisiune din partea Ministerului de Externe egiptean. În urma aprobării listei persoanelor care deja pot traversa frontiera. În contextul în care noi deja aveam lista aprobată, ne deplasam în zona Rafah, preluam, perfectam actele, proceduri deja, vamale, vize,
transport spre Cairo și din Cairo deja spre Chișinău. Potrivit secretarului general al Ministerului Afacerilor Externe, Mihai Mâțu, până acum doar 53 din cei aproximativ 120 de moldoveni aflați în enclavă au solicitat să fie evacuați. Astfel, autoritățile de la noi se află în contact permanent cu cetățenii moldoveni rămași în Gaza, în cazul în care aceștia vor cere să fie aduși acasă. Vom asigura toate acțiunile necesare pentru a menține celula de criză din cadrul Ministerului activ în așa fel încât să putem interveni prompt în situațiile în care vom recepționa alte solicitări de evacuare din partea cetățenilor, pentru că conform datelor pe care le deținem, mai avem un număr de cetățeni aflați acolo, dar care încă la acest moment nu s-au adresat pentru asistență consulară, motiv pentru care noi vom continua activitatea. Primii cetățeni moldoveni evacuați din fâșia Gaza au ajuns în Republica Moldova săptămâna trecută. Câinele Maia Sandu a ajuns vedetă în presa internațională după ce ieri l-a mușcat pe președintele Austriei. Deși a trebuit să poarte un bandaj pe mâna dreaptă, liderul de la Viena a ținut să-l vorbească pe Codruț numai de bine. I-a dedicat chiar și o postare video pe Instagram. Și pentru că trăiește la președinție, l-a numit primul câine al Moldovei. Acesta este momentul în care câinele adoptat de președinție, în urma unui accident, l-a mușcat pe liderul de la Viena. Deși a fost rănit la mâna dreaptă, acesta nu și-a întrerupt agenda. La întâlnirea cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, înaltul oaspete a fost văzut cu plasture pe mână. Peripețiile austriacului la Chișinău au devenit subiect de știri în presa internațională. Agenția Reuters, de exemplu, a ironizat, precizând că la Chișinău, Codruț a încălcat protocolul. Incidentul l-a determinat pe liderul de la Viena să vină cu explicație. Begegnung mit Codruț, dem First Dog der Republik Moldau, hat für etwas Aufsehen gesorgt. Alle, die mich kennen, wissen, dass ich ein großer Hundefreund, ein großer Hundeliebhaber bin und seine, nämlich Codruț, Aufregung gut nachvollziehen kann. Nervös der Arme aufgrund der vielen Menschen rundherum. Aber es ist alles halb so wild. Deși primul contact l-a lăsat cu cicatrice, președintele Austriei insistă că să fie prietenul lui Codruț. Am letzten Tag meines Besuchs in Moldau habe ich Präsidentin Maia Sandu übrigens noch ein kleines Spielzeug für Codruț geschenkt auf den Beginn einer guten Freundschaft. Vulcanul din Islanda continuă să amenințe magazinele, școlile și blocurile sunt goale după ce mii de oameni dintr-un oraș au fost evacuați de teama unei erupții. Moldoveanca aflat aproape de zona afectată descrie prin ce trece populația de acolo. Se presupune că urmează să fie una dintre erupțiile, unica erupție devastatoare din ultimii 50 de ani. Oamenii de știință avertizează că explozia vulcanului islandez este doar începutul unei noi ere de erupții vulcanice, care va dura secole. Alte detalii vă spunem la știri. Interpretul Ion Surucianu a fost dus la o clinică din Germania pentru tratament. El a fost transportat cu o aeronavă specială. Potrivit reprezentanților Spitalului Republican, artistul a fost preluat de specialiștii unei clinici medicale din Germania. Maestrul a fost internat la Spitalul Republican cu pneumonie, iar pe parcurs starea lui de sănătate s-a înrăutățit. Potrivit medicilor, boala s-a agravat, inclusiv din cauza că artistul suferă de diabet zaharat. Astăzi este Ziua Internațională a Studenților, doar că în Moldova, de la un an la altul, este marcat de tot mai puțin tineri. E din cauză că o bună parte aleg să-și facă studiile peste hotare. Așa se face că în ultimii 15 ani numărul studenților din țara noastră s-a redus de peste două ori. Iar cei care au ales să rămână acasă spun că cel mai mult și-ar dori să aibă bursă pentru a se concentra mai mult pe studii. Ministerul Educației nu are încă cifra tinerilor care își fac în prezent studiile la universitățile din Moldova. Cert este că numărul studenților din țara noastră este tot mai mic. Potrivit analistului economic Veaceslav Ioniță, anul trecut numărul studenților din Moldova a fost cel mai mic din ultimii 25 de ani, de aproximativ 56.800. Mai puțin de jumătate față de anii 2006-2007, când în țara noastră își făceau studiile superioare în jur de 128.000 de studenți.
studenți. În acest an noi avem o reducere a numărului de studenți cu 2900 de persoane. Această reducere vine după o creștere de 2 ani de zile din 2020-2021 și am ajuns la 56.800 de studenți. Dacă vă uitați atent, este cel mai mic nivel începând cu anul 97-98. De fapt, noi timp de 25 de ani, acum am ajuns la cel mai mic nivel de studenți timp de 25 de ani. Evelina Cojocar este studentă în anul întâi la Facultatea Design și Tehnologii Poligrafice de la Universitatea Tehnică din Moldova. Tânăra spune că, deși inițial își planifica să meargă la studii peste hotare, într-un final a decis să rămână acasă. Spune că nu a avut curajul să meargă la studii printre străini. Acasă, tinerii au de înfruntat însă alte dificultăți. E puțin dificil din cauza că nu toți au bursă și nu au accesibilitate la servicii de genul suplimentarea cu rechizite necesare pentru lecții și alte obiecte, însă încerc să ies din situație prin diferite metode, diferite alte obiecte care poți le folosești, adică creativitatea e prima. Bursa este primul element pe care îl menționează tinerii atunci când vorbesc despre necesități. Pe lângă faptul că și-ar soluționa unele probleme materiale, spun că aceasta îi va motiva și la studii. Dar așa, pentru a se întreține, mulți studenți sunt nevoiți să și muncească. Nu au bursă, adică, la UTM. Tu ai bursă? Nu. Și ți-ai fi dorit să ai? Ar fi dorit să am, pentru că locuim la cămin, nu lucrez nicăieri, asta în primul rând, și n-am nici bursă, n-am nimic, adică e greu de trai. Este destul dificil, mai ales dacă combin să studenția cu lucru. Și dacă studenții spun că la capitolul motivației ar fi loc de mai bine, profesorii spun că tinerii care aleg să-și continue studiile în universitățile din țară sunt foarte sârguincioși și croiți să devină specialiști competenți. Ei, într-adevăr, sunt dornici de a face studii și noi suntem, practic, pe ambele, pe diferite maluri, dar în același context suntem împreună și de la ei foarte mult pot să înveți, precum și ei învăț de la noi. Ne oglindim reciproc. Și pe drept cuvânt, majoritatea studenților cu care am vorbit par extrem de absorbiți de studii. Reușească la pereche, organizarea personală, de a ține pasul cu multă informație nouă care se oferă începând din anul 1 până în anul 4, deadline-urile care sunt la toate laboratoarele. Sesiunile, cred. Sesiunile, atestările. Deși nu exclud că după finalizarea studiilor ar putea pleca peste hotare, majoritatea tinerilor spun că și-ar dori să rămână în țară, dacă și-ar găsi un job cu perspectivă și bine plătit. Все зависит тот того, как будет складываться мое дальнейшее обучение. Если я найду здесь работу, то почему нет? Я останусь здесь. Деварече eu am născut aici și eu vreau să dezvolt țara mea și eu lucrez aici. În țara noastră își fac studiile în jur de 56.000 de studenți, inclusiv peste 5.000 sunt studenți străini. Cele mai solicitate specialități rămân științele economice, dreptul, IT-ul și stomatologia. Islanda se află în continuare sub amenințarea unei noi erupții vulcanice. Populația din orașul Grindvik este evacuată încă de sâmbătă, în timp ce pe străzile localității au apărut fisuri uriașe. Cei care au fost nevoiți să-și părăsească locuințele sunt îngrijorați de teama consecințelor erupției, chiar dacă fenomenul este unul obișnuit pentru Islanda. Moldoveanca aflată aproape de zona afectată ne-a povestit ce se întâmplă acum acolo. Mă aflu eu până în Grindavik, pe linie dreaptă, sunt mai puțin de 30 de kilometri. Se presupune că urmează să fie una dintre erupțiile, unica erupție devastatoare din ultimii 50 de ani, deși Islanda este o insulă care există pentru că la un anumit moment o serie de vulcani au erupt. Chiar și acum stau în spatele meu, asta e lavă întărită, lavă de câteva sute de ani, mii mai precis.
Detaliul care face diferența de această dată potrivit Anastasiei este că acum erupția ar urma să se întâmple în apropierea unei localități care este acum înconjurată de servicii speciale. Peste 3.000 de oameni din orașul Grindavík, situat la 40 de kilometri sud-vest de capitala Reykjavík, au fost evacuați în grabă la primele ore ale zilei de sâmbătă, după ce activitatea seismică și fluxurile de lavă subterană s-au intensificat. Oamenilor care au locuințele la o distanță mai mare de zona periculoasă, li s-a permis să se întoarcă pentru scurt timp la casele lor, așa cum mulți n-au reușit să-și ia nici măcar actele, medicamentele și chiar animalele de companie. La întoarcere, aceștia au găsit drumuri rupte și teren surpat, după ce regiunea a fost zguduită în ultimele zile de sute de cutremure. So some volcanic activity going on, very high activity, so we had to take measures and evacuate the whole town. The town of Grindavík is 3800 people. Now there's no one living here from 3800 to zero. Oamenii au spus că se tem de ce s-ar putea întâmpla în viitor, așa cum nu se știe cu exactitate când și unde ar urma să aibă loc erupția. Since it didn't start already, you know, I've been for the last 4 days I've been just when I wake up after kind of bad sleep, you know, it's so worrying. I check the news. I've been expecting it to start. But I am getting a little bit more hopeful it's not going to erupt in the town. Yesterday I waited on the other side for 5 hours just to go home to get some stuff from a house. And I'm not sure about the town, it looks up. The lava, you know, is under our house, so I'm not sure. We don't know if we're going to have a home or what. That excited to go back there because I don't think we'll ever feel safe after knowing what has happened there. Ce s-a întâmplat în una din zilele trecute a fost că atunci când unele persoane erau la casele lor, deja având timp limitat pentru ceea ce își propuneau ei să facă, sirenele au sunat. Autoritățile ulterior au anunțat despre faptul, cu mândrie au anunțat despre faptul că localitatea, atunci când sirenele au sunat, a fost evacuată în 90 de secunde, nu în 9 minute, nu în 90 de minute, în 90 de secunde. Totuși, potrivit Anastasiei Cucuruz, starea generală în Islanda nu este una de panică, deoarece oamenii sunt obișnuiți cu asemenea fenomene. Simțim multă empatie pentru cei care au trebuit să-și părăsească casele. Am ajutat, ajutăm și vom ajuta cu tot ce putem, dar trebuie să și înțelegem că este vorba despre un eveniment local la scară largă. Insula este în siguranță. Pe Islanda nu există o stare generală de panică. Localnicii nu sunt panicați. Dacă este cineva cu adevărat speriat, e cineva care s-a mutat recent în Islanda. Islanda, care are 33 de sisteme vulcanice active, a declarat stare de urgență și a amenajat adăposturi și centre de ajutor în mai multe orașe din apropierea zonei afectate. Specialiștii au avertizat că magma poate ieși la suprafață și genera o erupție majoră. Finlanda va închide 4 dintre cele 9 puncte de trecere de la granița sa cu Rusia pentru a opri fluxul de solicitanți de azil. Anunțul a fost făcut ieri de prim-ministru de la Helsinki. Autoritățile de la Helsinki susțin că numărul solicitanților de azil care sosesc la granița de est a țării pare a fi o răzbunare a Rusiei pentru cooperarea Finlandei în apărare cu Statele Unite și susținerea pentru Ucraina. Suomi EU:n ja Naton jäsenenä on vakaasti mukana tuomitsemassa Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan. Olemme olleet näin ollen varautuneita Venäjän erilaisiin toimiin, ilkeyksiin, ja tämäkään tilanne ei siksi tule meille yllätyksenä. Tällaisten tilanteiden synnyttämisen tavoitteena on myös saada luotua railoja ja hajannusta yhteiskuntiin. Olemme toimineet nyt päättäväisesti ja ripeästi siksi, ettei tilanne itärajalla pahenisi. Valtioneuvosto on siksi tänään päättänyt, että Suomi sulkee itärajan rajanylityspaikkoja.
Între timp, urmarea deciziei autorităților finlandeze, Ministerul de Externe de la Chișinău a emis o alertă de călătorie. Măsura va intra în vigoare începând cu data de 18 noiembrie 2023 și va fi valabilă până pe 18 februarie 2024. Finlanda este membra Uniunii Europene, iar la începutul acestui an a devenit și parte a Alianței Nord-Atlantice, fapt ce nu a fost pe placul Moscovei. Țara nordică are o frontieră cu Rusia de 1340 de kilometri. Cele patru puncte de trecere sunt toate în sud-estul Finlandei și, în mod normal, sunt cele mai aglomerate puncte de călătorie între cele două țări. În această săptămână, zeci de solicitanți de azil din țări precum Irak, Yemen, Somalia și Siria au sosit în fiecare zi prin Rusia. Zilnic, aproximativ 3000 de oameni folosesc punctele de trecere a frontierii din sud-estul Finlandei. Festivalul Class Fest revine la Chișinău. Săptămâna viitoare, zeci de tineri pasionați de cinematografie se vor întruni la eveniment pentru a-și prezenta propriile creații. Printre participanți sunt și tineri cineași din Germania, Italia și Georgia. Scopul evenimentului este de a promova tinerile talente din domeniul cinematografiei, dar și schimbul de experiență între cineaști. Evenimentul anunțat pentru perioada 20-24 noiembrie va reuni mai mulți tineri regizori, producători de film și operatori de imagine care își vor prezenta propriile creații. Festivalul Class Fest, organizat de Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău, a ajuns la 12-a ediție. Este adevărat că ediția a 12-a înseamnă foarte mult pentru un eveniment, oricare ar fi el. Pentru un eveniment cultural care se întâmplă anual, înseamnă de fapt o recunoaștere a valorii acestui eveniment cultural în viața publică din Republica Moldova. Organizatorii planifică să ruleze peste 70 de filme artistice, documentare și animație, autorii fiind din Germania, Italia și Georgia. Iar scopul organizatorilor este să-i convingă pe tinerii pasionați de cinematografie să creeze și să aibă curaj să se manifeste. În ultimul său interviu, Peter Brook spunea că o operă de artă nu este destul să placă, ea trebuie să uimească. Și în acest context, știți că festivalul Class Fest este o platformă unde permit studenților să uimească. Aici se cristalizează acele diamante a culturii noastre de viitor. Lansarea festivalului va avea loc la 20 noiembrie, ora 18:30, la Centrul de Dezvoltare a Industriei Creative Artcore. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Urmează emisiunea Întreabă Ghețu. Să aveți o seară frumoasă, un sfârșit de săptămână liniștit vă doresc. Și vă mulțumesc că ne priviți!